În seara aceasta, dincolo de timpul acesta binecuvântat în care Dumnezeu a lăsat din prezența Lui în timpul de închinare, vreau în seara aceasta să continuăm să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească din cuvântul Său. Așa cum știți, este ca o recapitulare, pentru că astăzi începem o altă etapă al drumului nostru împreună în maturizarea noastră. Anul acesta, noi ca departament de tineret și nu numai, ca și biserică, ne-am propus să fim oameni maturi spiritual. Ne-am propus ca în anul acesta dorința noastră în raportarea și în relația noastră cu Dumnezeu să fie un progres și nu un regres. Pentru că, dragii mei, să știți că niciodată în toată această relație și raportare cu Dumnezeu nu există un loc de stagnare. Ori o dai înapoi, ori mergi înainte. În anul acesta ne-am propus, sub călăuzirea Duhului Sfânt, sub călăuzirea Lui Dumnezeu, să creștem în relația noastră cu Dumnezeu, să devenim oameni maturi spirituali, dragii mei. Și aceasta nu este doar o preocupare sau un moft al nostru. Așa cum poate am spus în alte contexte, ca părinte, când mă uit la fetele pe care Dumnezeu le-a lăsat ca binecuvântare în casa noastră, oricât de frumos și de plăcută ar fi perioada aceasta când ele sunt mici, când ele sunt inocente, relația aceasta dintre părinți și copii aceia mici în casă care spun lucruri interesante, câteodată dincolo de capacitatea noastră de înțelege, poate priceperea noastră sau așteptările noastre, orice părinte își dorește de la copiii lui să crească la un moment dat. Niciun părinte care are acasă sub grija lui, sub responsabilitatea lui, ca o binecuvântare copii în casă, nu găsește plăcere ca acei copii să rămână la un stadiu de copii. Ci orice părinte își dorește atât de mult ca acei copii care sunt și vin în lumea aceasta, în statul acesta, în statura aceasta de copii mici, bebeluși, copii mici, la un moment dat așteptarea oricărui părinte este ca acel copil să crească. La fel, dragii mei, Dumnezeul nostru, care prin Fiul Său, Iisus Hristos, ne-a născut pe fiecare dintre noi. Ne-a dus la cunoașterea adevărului, la întâlnirea cu Iisus Hristos și acceptarea noastră în familia Lui, așteptarea Lui Dumnezeu. Pentru cei care au deja o relație cu El, este ca această relație să nu fie o relație care să fie păstrată la o statură sau la un nivel de copii. Ci așteptarea Lui Dumnezeu, normală, asemenea unor părinți, în raportarea lor cu copiii lor, este ca noi să creștem și să ajungem maturi spiritual. De aceea, anul acesta, dorința noastră, nu că s-ar opri această maturizare a noastră cu anul acesta, nu că vom atinge în anul acesta apogeul maturizării noastre și dacă vom trece prin tot sezonul acesta, prin ceea ce ne-am propus, călăuziți de Dumnezeu, vom ajunge la un nivel în care să zicem, ne este de ajuns, am ajuns acolo unde a vrut Dumnezeu. Nu, dragii mei, este doar un început pe care noi îl aducem ca o provocare înaintea voastră, dar ca o atenționare și ca o chemare, pentru că Dumnezeu ne vrea și dorește de la fiecare dintre noi să fim maturi spiritual. În tot parcursul acesta, primul lucru la care ne-am oprit, ca o mică recapitulare, în primul lucru la care ne-am oprit în sezonul acesta a fost importanța cunoașterii Lui Dumnezeu. Este imposibil să crești spiritual, să ajungi matur spiritual, dacă nu-ți pui bazele cunoașterii despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Acesta este pasul pe care noi am vrut să-l facem, să-l aducem pe Dumnezeu în măsura în care am putut, în timpul care am avut la dispoziție, să-l zugrăvim pe Dumnezeul Scripturii așa cum este El. Ceea ce a făcut El pentru noi, ceea ce a lucrat El în viețile noastre. După ce am trecut prin pasul acesta, ne-am oprit la lucrurile care ne ajută să fim maturi spiritual. Lucrurile de bază pe care orice creștin, orice copil al Lui Dumnezeu le are la îndemână să ajungă la o maturitate spirituală plăcută înainte Lui Dumnezeu sunt lucrurile despre care am vorbit până în ziua de astăzi, disciplinele spirituale. Nu există creștin, nu există copil al Lui Dumnezeu care să-și dorească maturizare, care să-și dorească să treacă de pragul acesta al copilăriei în Hristos fără discipline spirituale. Nu există maturizare fără o disciplină a rugăciunii. Nu există maturizare fără o disciplină a supunerii despre care am vorbit. Nu există
maturizare, fără o disciplină a citirii Scripturii, a Cuvântului Lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri despre care noi am vorbit, dragii mei, în întâlnirile noastre din locul acesta, nu fac altceva decât să ne ajute de a ajunge oameni tineri, maturi, spiritual. Dar, dragii mei, știți că maturizarea aceasta nu se oprește doar aici? Pentru că maturizarea nu are de a face doar într-o relație personală noi și Dumnezeu. Maturizarea, într-un mod direct sau indirect, se răsfrânge asupra celor de lângă noi. De aceea, următoarea etapă în care vrem să pornim este maturizarea în acțiune, maturitatea în acțiune. Adică, cum se materializează această maturitate a lui Dumnezeu, pe care o așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi? Cum ajungem ca această maturizare pe care o avem în relația noastră cu Dumnezeu prin asumarea disciplinilor spirituale ajunge la un moment dat să fie pusă în practică în relațiile dintre noi, în relațiile cu cei din jurul nostru, în relațiile poate la locul de muncă, la școală, în situațiile critice din viața noastră? Pentru că, dragii mei, maturizarea aceasta nu este legată sau nu este numai între noi și Dumnezeu. Maturizarea aceasta de la care așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi este o maturizare care trebuie să fie văzută în relațiile cu cei din jurul nostru. Ce nu este maturizarea sau maturitatea? Maturitatea, dragul meu, nu este neapărat direct proporțională cu vârsta. Este un adevăr trist. Oarecum așteptarea multora dintre noi, ca și tine, privind la oameni care sunt de multă vreme pe calea credinței, este ca, raportat la numărul de ani de cunoaștere Dumnezeu, la fel să fie și maturizarea lor. Oarecum aceasta este și așteptarea lui Dumnezeu. Cu siguranță Dumnezeu are așteptări mult mai mari de la un om care îl cunoaște de multă vreme pe el și are o relație cu Dumnezeu. Însă, din păcate, maturitatea nu este direct proporțională cu vârsta. Poți să fii matur și atunci când ești tânăr. Nu trebuie să aștepți bătrânețea pentru a fi matur spiritual. Maturitatea, dragul meu, nu stă în mulțimea informațiilor adunate. Maturitatea nu este dată de bogăția informațiilor care le aduni în fiecare zi. Maturitatea nu este dată de volumul de informații pe care le aduni în fiecare zi, de multele cărți pe care le citești. Maturitatea nu stă în mulțimea informațiilor adunate. Făcând o paranteză, asta nu înseamnă că nu este bine să citim. Asta nu înseamnă că Biblia ne îndeamnă sau ne cheamă să fim oameni înguși la minte, fără a avea o perspectivă largă, fără a avea o deschidere la ce înseamnă carte, cunoștință. Dar maturitatea nu ține de mulțimea informațiilor pe care le adunăm. Maturitatea nu ține, dragul meu, sau nu vine la pachet cu poziția pe care o ai. Din păcate. Așa ar trebui ca orice om matur spiritual să, înainte să slujească într-un fel, înainte să ajungă într-o poziție oarecare în care să învețe pe alții, să fie el matur spiritual. Dar din păcate, maturitatea nu vine neapărat la pachet cu poziția în care te afli sau poziția pe care o deții. De ce? Pentru că maturitatea nu ține și nu este strâns legată de lucrurile acestea. Dar până la urmă să pune întrebarea asta, bine, ce este un om matur sau ce este maturitatea aceasta? Am găsit sau am făcut o definiție pe care o înțeleg eu. Maturitatea, din punct de vedere spiritual, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, dragii mei, este capacitatea oricărui om sau oricărui tânăr transformat de a gândi, a vorbi și a trăi ca și Hristos. Tânărul matur spiritual nu este altceva decât tânărul acela care are capacitatea aceasta a omului transformat, dar nu transformat de gândirea de afară, nu transformat de lucrurile de afară, ci transformat de Hristos, de puterea lui Hristos, de cel pe care l-am lăudat, de cel pe care căruia ne-am închinat în seara aceasta, care îi transformă gândirea, care îi transformă vorbirea, care îi transformă chiar și trăirea zilnică. Aceasta este definiția tânărului care este matur spiritual. Maturitatea noastră practică, dragul meu, este direct raportată la cei din jurul nostru.
Maturitatea spirituală nu este ceva între noi și Dumnezeu, așa cum am spus, păstrat într-o cameră, în cămăruță, doar în rugăciunile noastre, doar în timpul nostru de închinare între noi și Dumnezeu. Maturitatea noastră este direct vizibilă atunci când ne raportăm la cei din jurul nostru. Maturitatea noastră nu este doar între noi și Dumnezeu. Maturitatea noastră se clădește cu Dumnezeu, dar se răsfrânge asupra vieții tale și asupra semenilor tăi. Maturitatea, da, așa cum am spus, prin discipline spirituale, prin asumarea acestor discipline zilnice de a citi Scriptura, de a te ruga, de a-L căuta pe Dumnezeu, e adevărat, se clădește în relația aceasta zilnică cu Dumnezeu. Dar maturitatea aceasta, pe care o clădești zilnic prin discipline spirituale, pe care o crești zilnic în tine prin discipline spirituale, se răsfrânge, dragul meu, asupra vieții tale, se vede asupra vieții tale și asupra semenilor tăi. Dar în seara aceasta începem cumva o serie a mesajelor mai practice în care am vrea să vedem cum se materializează maturitatea în viața noastră într-un mod practic. Maturitatea în relațiile cu cei din jurul nostru, ar trebui să înțelegem lucrul acesta, stau pe cel puțin trei fundamente pe care vreau, sau baze pe care vreau să le punctez în seara aceasta, pentru că sunt atât de importante în tot parcursul nostru pe mai departe. Cum ajungem să fim maturi spiritual sau cum ar trebui să acționăm în maturitatea noastră vis-a-vis de cei din jurul nostru? Cumprim prin principiul al Scripturii, atât de important, care definește și schimbă într-un mod direct gândirea noastră și raportarea noastră la cei din jurul nostru. Ajungi să fii matur spiritual, să acționezi ca un tânăr matur spiritual atunci când înțelegi în raportarea ta cu cei din lângă tine că ei sunt însuși creația lui Dumnezeu. Știți cât este de important adevărul acesta să-l cunoști? Știi cât de important este că cel de lângă tine are valoare nu prin prisma lucrurilor pe care le are, ci prin prisma faptului că este creația lui Dumnezeu? Atât de mult trecem sau atât de repede trecem peste lucrul acesta atât de important. Pentru că așa cum am spus, maturitatea noastră, acțiunile din viața noastră sunt direct proporționale sau direct legate cu cei de lângă noi, în relațiile cu cei de lângă noi. Este atât important să știm adevărul acesta, că cei care ne înconjoară, cei cu care avem relații zilnice, la școală, la lucru, în biserică, sunt oameni care au valoare nu prin prisma lucrurilor pe care ei le-au câștigat până ziua respectivă. Nu au valoare din prisma informațiilor pe care ei le au, nu au valoare din prisma profesiei pe care ei au, ci au valoare prin prisma faptului că ei sunt creația lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Nu așa că e atât de important să știi lucrul acesta? Nu așa că e atât de important să știi că cel care te-a creat pe tine l-a creat și pe cel din jurul tău? Nu așa că atunci când îți sădești în mintea ta adevărul acesta, principiul acesta, îți dai seama că cel de lângă tine are o valoare inestimabilă, că nu este doar un simplu tânăr lângă tine, că nu este doar o simplă persoană, nu este un CNP de pe pământul acesta, ci este mult mai mult decât atât. Și aș vrea să citesc din Sfânta Scriptură un text pe care noi îl știm atât de bine și aș vrea să fie afișat. Un text din Sfânta Scriptură, din Geneza, capitolul 1, începând cu versetul 26, care spune în felul următor. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Pentru că da, dragul meu, cel de lângă tine va trebui să înțelegi în raportarea ta, în parcursul acesta a maturizării tale, în acțiune, în relațiile cu cei din jurul tău, va trebui să înțelegi acest pilon important, că cei de lângă tine au valoare din prisma Creatorului lor. Cel ce i-a creat le-a dat valoare. E adevărat că adevărurile acestea nu mai sunt adevărurile societății.
E adevărat că aceste adevăruri pe care poate noi le predicăm din locul acesta, despre care noi vorbim zilnic, poate repetabil, poate obositor pentru unii, nu sunt adevăruri pe care cei de afară le îndrăgesc. Dar va trebui să înțelegem noi ca generație care vrem să luminăm, care vrem să fim diferiți, care vrem să răspândim acea lumină despre care vorbește Mântuitorul în predica de pe munte, care este așezată sus pe munte, acea cetate care este vizibilă. Acei tineri care dau gust acestui lume care nu mai are niciun gust, că noi suntem tinerii care avem principii clare, care privim spre cei de lângă noi, spre cel care stă în stânga noastră, în dreapta noastră, care poate este marginalizat de societate, care poate nu are nicio importanță pentru cei din jurul nostru, să vedem în ei valoarea pe care o dă însuși Dumnezeu din momentul faptului că i-a creat după chipul și asemănarea lui. Slăvit să fie El! Atât de mult m-aș bucura ca noi, ca și generație, care îl cunoaștem pe Dumnezeu, să fim o generație care să rupem poate tot tipul de gândire a lumii în care noi trăim. Dacă în societatea în care trăim oamenii din lume sau tinerii din lume sunt tineri care aleargă după altfel de valori, să fim oamenii aceia care să punem preț pe cei, de lângă noi din prisma faptului că în ei Dumnezeu a pus valoare în momentul în care i-a creat după chipul și asemănarea lor. Atât de important este lucrul acesta. Maturitatea noastră în acțiune începe cu această bază fundamentală. Toți suntem creați de Dumnezeu. Oare cum aș putea spune, toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu? Nu așa că trăim într-o societate care promovează foarte mult segregarea aceasta dintre noi? Unii ar fi mai importanți ca alții pentru că arată mai bine ca și alții. Unii sunt mai importanți pentru că în viața aceasta au ajuns într-o poziție socială destul de vizibilă și importantă pentru alții și sunt mai privilegiați ca și alții. Nu e așa că societatea în care trăim a ajuns să împartă generația aceasta în care parcă nu mai poate să stea unul lângă altul și raportarea noastră vis-a-vis de cei de lângă noi ajunge să fie influențată de gândirea lumii de afară? În maturitatea noastră și în creșterea noastră spirituală, ascultă-mă bine, dragul meu, este atât de important să spui fundamentul acesta, că cel cu care ai relații zilnice la școală, prieteni, colegi de muncă, cei care îi cunoști poate în biserică, au valoare și când te uiți la ei, să vezi valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în ei atunci când i-a creat după chipul și asemănarea lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Știți cât de important este lucrul acesta? Gândiți-vă la imaginea aceasta atunci când stați de vorbă cu cineva. Gândiți-vă la imaginea aceasta și la adevărul acesta atunci când aveți pe cineva în fața dumneavoastră trecând de ceea ce vede ochii, ce văd ochii tăi, să vezi la el ceea ce l-a văzut, ce a văzut Dumnezeu atunci când l-a creat după chipul și asemănarea lui. Valoarea pe care însuși Dumnezeu a pus-o în el, slăvit să fie El. Maturitatea noastră în acțiune, maturitatea noastră în practică, este o maturitate care stă pe fundamentul acesta, privind spre cei din jurul nostru ca oameni care au valoare din prisma faptului că sunt creați de Dumnezeu, slăvit să fie El. Dar mai este o a doua bază la care aș vrea să ne gândim atunci când începem într-un mod practic să ne gândim la ce înseamnă maturitatea noastră în acțiune. Nu doar că cei de lângă noi au valoare din prisma faptului că sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care trece dincolo de faptul a ceea ce au sau cum arată, ei sunt valoroși pentru că Dumnezeu a pus valoare în ei. Maturitatea noastră începe în acțiunile noastre atunci când înțelegem că cel de lângă tine are nevoie de tine. Și dați-mi voi să citesc Galateni 2:20, un verset foarte cunoscut, un verset pe care adeseori l-am folosit și l-am refolosit și l-am refolosit și aș vrea să fie afișat. Spunea Apostolul Pavel din momentul întâlnirii sale cu Iisus Hristos, o imagine sugestivă la care ar trebui să se gândească orice om care s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Nu există prag peste care, nu există etapă în viața oricărui creștin care să nu fie această etapă prin care a trecut și Apostolul Pavel, care spune următor: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, spune Apostolul Pavel. Dar din momentul acela, din momentul întâlnirii mele cu Iisus Hristos, din momentul, momentul în care am realizat cine sunt eu, cine este Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu prin Hristos în viața mea, spune Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos care a murit pentru mine, trăiește mine.
Și viața pe care o trăiesc acum, da, o trăiesc în trupul acesta, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și ce vrea să spună cu alte cuvinte Apostolul Pavel? În lucru care adeseori nouă ne dă bătăi de cap, adeseori poate ne provoacă pe noi ca și creștini. Nu înțelegem adeseori că din momentul în care Dumnezeu ni s-a descoperit prin Fiul Său Iisus Hristos, știți că Dumnezeu ne cheamă la o lepădare de sine, să nu mai trăim pentru noi înșine? Știți adeseori de ce nu avem maturitatea aceea spirituală în relațiile cu cei din jurul nostru? Pentru că gândim cum gândesc cei de afară, întâi eu, iar mai apoi cei de lângă mine. Pe când Apostolul Pavel cumva schimbă paradigma aceasta, schimbă dictondul acesta al lumii acesteia. Da, din momentul în care l-am cunoscut pe Hristos, nu mai sunt eu cel care mă pun în față, nu mai sunt eu cel pentru care lupt, ci din momentul acela Hristos prin mine nu face altceva decât să slujească celor de lângă mine. Știți de ce sunt adeseori multe lupte care nu și-au rostul între noi? Pentru că nu avem maturitate spirituală. Dar de ce nu avem maturitate spirituală? Pentru că uităm că slujirea noastră trebuie să zidească pe cel de lângă noi. Mi-a plăcut atât de mult, într-o vreme era o brățară care se purta foarte mult, era la modă în vremea aceea, cu un mesaj foarte important care suna în felul următor, n-am să zic în engleză, ci am să zic direct în românește. Ce ar face Iisus? O brățară care vedeai pe mâna multor tineri cu care poate erau încântați ca și un accesoriu sau arăta bine pe brațul lor sau pe mâna lor sau poate pentru unii, cu siguranță fără a fi o chestie de condamnare, îi provoca ca la orice moment să privească spre acea brățară și cumva să îi oprească din acțiunile lor, din vorbele lor, gândindu-se ce ar face Hristos în acele momente în locul lor. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel, acesta era mesajul lui. Atunci când stau de vorbă cu cei din jurul meu, atunci când îmi dovedesc maturitatea mea spirituală în relațiile cu cei din jurul meu, întrebarea care se pune în mintea mea, la care trebuie să caut răspuns, să dau răspuns, ce ar face Hristos în locul meu? Ce ar face Hristos atunci când ar sta de vorbă cu prietenii tăi? Ce ar face Hristos atunci când ai fi cu prietenii tăi la oaltă și poate lipsiți, poate de călăuzire în momentul acela v-ați pornit sau anumite lucruri care lui Hristos nu i-ar place? Și să te întrebi în momentul acela, dar ce ar face Hristos în momentul acela? Care ar fi fost alegerile lui Hristos în momentul acela? Pentru că, dragul meu, maturitatea noastră este o maturitate care trebuie să fie vizibilă, care trebuie să fie văzută de cei de afară, înțelegând că Dumnezeu ne cheamă, din momentul cunoașterii lui Hristos în viața noastră, să nu mai trăim pentru noi înșine, să trăim pentru cei de lângă noi. Uitați ce spune Apostolul Pavel Filipenilor, un cuvânt care precede ceea ce fratele Lari a citit în seara aceasta. Filipeni, capitolul 2, versetul 4. Fiecare din voi să nu se uite la ce? Ne-am fi zis, fiecare din voi, după ce l-ați cunoscut pe Hristos, să vă uitați numai la voi. La cum adunați voi, cum să vă slujiți voi pe voi mai bine, cum să căutați binele vostru întâi, apoi să căutați binele altora. Dar Apostolul Pavel schimbă modul sau prioritățile. Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora. Adică preocuparea ta în relația cu cel de lângă tine, să nu fii tu pus înainte, ci să te gândești ce-ar fi mai bine pentru el. La ce l-ar ajuta pe el ceea ce fac atunci sau nu fac atunci? Acțiunile mele aduc binecuvântare, zidire celui de lângă mine? Vorbele mele pe care le rostesc dovedesc maturitate spirituală ajutându-l pe cel de lângă mine, aducând zidire și binecuvântare în viața celui de lângă mine? Ce ar fi fost sau ce ar fi făcut Hristos în momentele acelea? Dragul meu, ascultă-mă bine. Nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu, că avem o maturitate în relația noastră cu Dumnezeu. Și această maturitate să nu se vadă în relațiile cu cei din jurul nostru. Să nu fie văzută în acțiune.
să nu fie văzută într-un mod practic în relațiile noastre, în discuțiile noastre, în alegerile noastre, în acțiunile noastre, în locul în care petrecem cel mai mult timp, în locurile pe care le dorim cel mai mult în viața noastră, în prioritizările din viața noastră, lucrurile pe care le iubim atât de mult și sunt lipite de inima noastră. Maturitatea aceasta spirituală trebuie să fie văzută într-un mod vizibil în viața noastră. Și puneți întrebarea aceasta de fiecare dată. Când ești într-un context în care nu știi ce faci sau nu știi ce să faci, întreabă-te ce ar fi făcut Hristos în momentul respectiv. Ceea ce vedem la Apostolul Pavel, dragii mei, din momentul în care l-a ajuns să-L cunoască pe Iisus Hristos, vedem prin Sfânta Scriptură modul în care Apostolul Pavel a ajuns să nu mai trăiască pentru el însuși. Apostolul Pavel a ajuns să renunțe la încredințările lui. Citiți 1 Corinteni și veți vedea modul în care ajunge să gândească Apostolul Pavel, să-și dovedească maturitatea aceasta dobândită în urma cunoașterii lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel, când a ajuns să-L cunoască pe Iisus Hristos și a dovedit maturitatea aceasta, lăsând poate lucrurile pe care i-ar fi plăcut lui să le facă de dragul celor de lângă el. Ajunge Apostolul Pavel în Romani, în Epistola către Romani, să zică: pentru cei din poporul meu atât de mult îmi doresc să fie și ei mântuiți, că dacă trebuie să fiu eu anatema, fie și așa, dar ei să fie mântuiți. Pentru că Apostolul Pavel n-a mai avut doar o bogăție a informațiilor în mintea lui, ci a ajuns să-L cunoască pe Hristos și în viața lui n-a mai gândit el sau n-a mai lăsat gândurile lui să fie cele care să-L conducă, ci să lase pe Hristos prin viața lui să slujească celor din jurul nostru. Dragii mei, e adevărat, suntem tineri, avem poate provocările, poate așteptările noastre, poate prioritizările noastre, dragii mei. Dar știți că omul tânăr sau tânărul matur spiritual este cel care nu se mai pune pe el însuși înainte, ci caută folosul celor din jurul lui. Cum poate fi o binecuvântare pentru cei din jurul lui? Cum poate fi o mână de ajutor pentru cei din jurul lui? Cum poate da o mână de ajutor celor care poate sunt căzuți, celor care au nevoie de încurajare, celor care au nevoie de îmbărbătare? Este maturitatea de care putem da noi dovadă într-un mod practic. Și un al treilea lucru care aș vrea să mă închei în aseară, să seară, era apoi să mergem într-o rugăciune. Nu doar că maturitatea noastră trebuie să fie vizibilă prin faptul că vedem din cei sau vedem în cei din jurul nostru valoarea pe care le-a dat-o Hristos prin faptul că i-a creat după chipul și asemănarea Lui. Nu doar că va trebui să înțelegem că cel de lângă noi are nevoie de noi. Și Dumnezeu ne cheamă din momentul în care L-am cunoscut pe El să nu mai trăim noi, ci să lăsăm pe Hristos să trăiască prin noi pentru cei din jurul nostru, fiind o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Dacă trebuie să renunțăm la anumite lucruri care ne sunt nouă dragi, dar le face bine celor din jurul nostru, să fim gata să renunțăm. Dacă sunt lucruri la care poate ținem foarte mult, dar lucrurile acelea pentru ceilalți din jurul nostru ajung să fie pricină de potignire, dar de dragul faptului că vrem ca oamenii aceia să-L cunoască pe Hristos, dovedim maturitate, renunțând la lucrurile plăcute nouă și lăsând ca Hristos, prin ceea ce face prin noi, să vorbească celor de lângă noi. Și ascultă-mă bine, o maturitate vizibilă, o maturitate în acțiune, este o maturitate care tot timpul rămâne echilibră atunci când păstrează o atitudine de smerenie. Spunea în seara aceasta verset pe care vreau să-l citesc în următor, capitolul 2, Filipeni, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos, care este imaginea supremă, modelul după care noi mergem, ceea ce ne dorim să devenim în fiecare zi. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, măcar că putea să ceară dreptul său pe care l-avea, totuși n-a cerut, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Cu toate că era Dumnezeu, cu toate că era Fiul lui Dumnezeu și era însuși Dumnezeu, Hristos, atunci când a venit pe pământul acesta, nu s-a folosit de acest drept, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Știți cât de importantă este atitudinea aceasta de smerenie în maturizarea noastră sau în maturitatea noastră arătată în acțiune? Să fim oameni aceia cu gata că
Știm poate cum ar trebui să fie și poate Dumnezeu ne descoperă multe lucruri și ne dă harul să slujim celor din jur, să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, să fim oamenii aceia care să rămânem smeriți înainte lui Dumnezeu, recunoscând că ceea ce avem, ceea ce am primit, nu este prin meritele noastre, ci este un har de care Dumnezeu ne face parte, fiecăruia dintre noi. Este lucru de care avem nevoie, dragii mei, în maturizarea noastră, în procesul acesta și în acțiunea noastră de a arăta celor din jurul nostru maturitatea noastră, creșterea noastră cu Dumnezeu. Atât de mult mi-ar plăcea generația aceasta, noi împreună, în anul acesta să fim oameni care să urcăm culmile acestea a maturizării noastre. Să avem momentul acela când să ne uităm în urmă și să vedem locul de unde ne-a luat Dumnezeu și locul unde ne-a dus Dumnezeu prin harul Său. Să vedem locul acela în care poate era imposibil sau era imposibil cu noi să lucreze Dumnezeu prin cei, în viața celor de lângă noi și să vedem uitându-ne în spate modul în care lăsându-ne la îndemâna lui Dumnezeu, lăsându-ne la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu prin noi a lăsat o mare binecuvântare în viața celor de lângă noi. Dragii mei, a fi matur spiritual este ceva ce trebuie să se vadă în exterior. A fi matur spiritual nu este ceva ce trebuie să păstrezi doar într-o cămăruță între tine și Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să-i chem și pe cei de la închinare să urce sus pentru că vrem să ne închinăm în Dumnezeu. Haideți ca în acest timp care ne stă înainte, înțelegând, în parcursul acesta în care ni l-am propus și cumva capitolul acesta nou pe care îl vom începe, în care să vedem într-un mod practic cum să acționăm spiritual sau cum să arătăm maturitatea noastră într-un mod vizibil în jurul nostru, cu relațiile din jurul nostru. Să înțelegem, să ne rugăm, Doamne, dacă până în ziua de astăzi, atunci când m-am uitat la cei de lângă mine, i-am văzut din prisma a ceea ce au, a modului cum arată, a locului pe care ei îl ocupă în societate și m-am raportat la ei, influențat de lucrul acesta. Haideți să ne rugăm această zi, Doamne, vrem să privim spre cei din jurul nostru, în așa fel în care privești și Tu. Să vedem în ei valoarea pe care Tu o dai din momentul în care i-ai creat după chipul și asemănarea Ta. Atunci când stai de vorbă cu prietenii tăi, să vezi în ei, dincolo de ceea ce văd oamenii, să vezi valoarea lui Hristos așezată în ei, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm în seara aceasta, dacă până în momentul de față am fost oamenii aceia care totuși ne-am pus pe noi înșine întâi, iar mai apoi cei din jurul nostru. Apostolul Pavel ne cheamă la un mesaj care nu este pe placul generației sau societății în care noi trăim, care te pune adeseori și pune eu-ul nostru în centru, totul despre noi, totul pentru noi, totul să trebuie să facă pentru mine, pentru satisfacția mea. Apostolul Pavel spune, din momentul în care îl cunoști pe Hristos, nu mai este vorba de tine. Da, alții până atunci au trăit în așa fel încât tu să-L cunoști pe Hristos. Alții până în momentul în care tu să-L cunoști pe Hristos au făcut tot ceea ce au ținut de ei ca tu să ajungi în momentul în care să-L accept pe Hristos în viața lor. Din momentul în care tu L-ai acceptat pe Iisus Hristos, Dumnezeu te cheamă să-L lași pe El să trăiască în tine, astfel alții să-L cunoască pe Iisus Hristos. Să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru cei de lângă noi, pentru că au nevoie de noi. Cel de la școală are nevoie de tine, de Hristos văzut în tine, de maturitatea aceasta pe care o așteaptă Dumnezeu vizibilă în tine, în generația aceasta. Și să înțelegem, dragii mei, că este atât de important totuși să rămânem smeriți. Pentru că Dumnezeu zice atât de clar, celor smeriți Dumnezeu ce le dă? Har! Dacă suntem ceva, suntem pentru că Dumnezeu ne dă har, slăvit să fie El. Dacă avem ceva, este pentru că Dumnezeu ne-a dat har, slăvit să fie El. Dacă tu ești în locul acesta și poate din generația ta sunt tineri care sunt dependenți de droguri, în anumite locuri întunecoase din lumea aceasta, ascultă-mă bine, este un har pe care Dumnezeu ni-l oferă. Și cu aceasta trebuie să rămânem o generație smerită, văzând ceea ce Dumnezeu a făcut prin noi, harul de care ne-a făcut Dumnezeu parte. Haideți să intrăm în această rugăciune, cerându-L Dumnezeu, Doamne, Te rog, dă-ne harul acesta, să gândim ca și Tine, să vedem ca și Tine, să Te lăsăm pe Tine să lucrezi în noi, în viața celor de lângă noi. Și astfel, Doamne,
maturitatea noastră să nu fie una păstrată în cămăruță, într-o cutie, ci să fie una vizibilă, una activă, una văzută în fiecare zi. Amin. Haideți să ne rugăm.